M-am dus să rătestez în 2020, între primii, în Cluj, cum s-ar zice, și să mă testez că am văzut de strage sânge. Nu știam cum să face testul atunci. Și m-a testat direct, din test pozitiv, mă sună salvarea după mine, mă duc în spital. Fratele meu din America scapă-ți viața, nu te lăsa intubat, evadează, fur, am lăsat așa un pic, m-a șocat. Deși n-aveam absolut nimic, am stat acolo și am mulțumit Domnului pentru că am zis prea puțin am citit cuvântul Domnului, am cam neglijat, prea mult am rugat pentru mine, vreau să-mi schimbe Domnul puțin mentalitatea, gândul meu și am început să citesc cuvântul Domnului acolo și Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit acolo și vă spun, am rămas așa dimineața la 6 analize, sânge, tot. La 12 îi spun, nu vă spărați, doamna doctor, la amiaz veniți să-mi aduceți o veste bună. O veste bună dă sănătate trupului. Amen. Și n-are cum să fie o veste reală. Și vine la amiaz și îmi spune, sunteți un caz fericit. Analizele fiți foarte bune, radiografia foarte bună. Păi zi, eu vă las cazul aici să mai studiați vreo 50 de ani și eu nu ca acasă fericit. Zi, eu nu simt absolut nimic, n-am absolut nimica. De aia îmi spune, zice, boala asta nu s-o găsi leagă de tratare. Eu cred. Dar zi, dumneavoastră, credeți că vorbiți cu mine? Pe ce cum să nu? Păi zi, atunci, de ce mi-aduceți dumneavoastră 5 medicamente la mea? Și seara 5, dacă nu s-o găsi leagă de tratare. Păi ți-așa ce e protocolul. Zi, dați că atunci le iau. Le-am luat toate, le-am pus în geantă, așa, în rând. N-am luat niciuna și toate le-am adus acasă. Am stat 10 zile acolo, iar a doua, intens pozitiv, seara a doua, le atest. Și vreau să vă spun că Dumnezeu i-a mulțumit Domnului pentru că am ajuns acolo. Pentru că am zis, Doamne, nu știu ce va fi în 2021. Eu asta nu o zic spre laudă. O zic ca să stârnesc un pic Duhul lui Dumnezeu în noi și să facem și noi, să facem toți de aici ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Și am venit în 2021, era spre sfârșitul anului și am zis, Doamne, vreau să mă apropii mai mult de Tine. Și am auzit o voce, zice, vreau. Păi ce, în fiecare seară ia Biblia și pune-o pe telefonul mobil când te curgi. Dimineața când te trezești, n-ai cum să iei telefonul să vezi ce mesaj ai primit, până când nu iei cuvântul meu să vezi ce mesaj îți transmit eu, că ăsta e mai important ca toate mesajele. Aleluia. Mintea odihnită, citești cuvântul Domnului, vezi ce îți transmite Domnul și apoi te uiți pe altele. Și am zis, Doamne, ajută-mă și Doamne, dă-mi izbândă. Dar înainte de a citi cuvântul meu, fă ce scrie în Luca 24 cu 45. Și am zis, Doamne, vreau să fac așa. Când Domnul Iisus mergea cu ucenicii spre Emaus, Luca capitolul 24 cu versetul 45, zice așa. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Amin. Și de acum acolo rog de fiecare viață, Doamne, deschide mintea să înțeleg Scripturile cum Tu vrei, nu cum El. Întocmesc gândurile. Că este un verset, zice, ce bine știi să-ți întocmești căile când cauți cei vechi. Chiar și la nelegiuire te reprind. Și Domnul să le ajute la lucrul acesta.